pe Dumnezeu să fie lăudat. Amin. Aș dori în țara aceasta ca Dumnezeu să revarsă puterea Lui peste noi. Orice lanț în țara aceasta se rupă și se lasă harul Său când plecăm de aici să spunem: Doamne, îți mulțumim că ne-am întâlnit cu Tine. Aș vrea să dau citire din 2 Împărați, capitolul 20, cu versetul 1. În vremea aceea, Ezechia a fost bolnav pe moarte. Prorocul Isaia, fiul lui Amoc, a venit la el și i-a zis: Așa vorbește Domnul, rânduiește ce ai de rânduit casei tale, căci vei muri și nu vei mai trăi. Ezechia s-a întors cu fața la perete și a făcut Domnului următoare rugăciune: Doamne, adu-ți aminte că am umblat înainte feței tale cu credincioșie și cu curăție de inimă și am făcut ce este bine înaintea ta. Și Ezechia a vărsat multe lacrimi. Isaia, care iesise, n-ajunsese încă în curtea de mijloc, când cuvântul Domnului i-a vorbit astfel: Întoarce-te și spune lui Ezechia, căpățenia poporului meu, așa vorbește Domnul Dumnezeul tău, Dumnezeul tatălui David. Ți-am auzit rugăciunea și ți-am văzut lacrimile, iată că te voi face sănătos. A treia zi te vei sui la casa Domnului. Voi mai adăuga 15 ani la zilele tale și te voi izbăvi. Amin. Dumnezeu să fie lăudat. Fratele Daniel a citit în Luca, capitolul 9, cu versetul 62, și acolo ne vorbește ce trebuie să facem în anul ăsta. Pentru că suntem într-un nou an, aș dori ca Dumnezeu să ne ajute ca să ne uităm țintă la El și să nu mai ne uităm înapoi. Mă amintesc la Iisus, în Matei 14, umblarea pe apă, și Petru îi spune: Iisuse, dacă ești Tu, lasă-mă, dă-mi porunca să vin la Tine. Iisus îi spune: vino. El, când timp s-a uitat pe Iisus, El umbla pe apă. Apoi spune că s-a uitat pe norodurile care au venit. Atunci când s-a uitat înapoi, când s-a uitat la dreapta, la stânga, a căzut. Pentru că noi, datoria noastră este să ne uităm țintă la Dumnezeu. Și aș dori ca Dumnezeu să ne ajute să nu mai ne uităm înapoi. Soția lui Lot s-a uitat înapoi și zice că s-a făcut într-un stâlp de sare. Doamne, ajută-ne, Doamne, ca alergarea noastră, Dumnezeule Sfânt, să fie țintă la Tine, Doamne. Și să ne uităm doar la Tine, Dumnezeule Sfânt, în numele lui Iisus Hristos. Doamne, coboară-te Tu în seara aceasta, Doamne. Și ceea ce trebuie noi să facem în clipele acestea, într-un an nou, în 1 Împărați, capitolul 6, cu versetul 6, este vorba despre templu făcut de Solomon. Și acolo spune că templul a fost cu două etaje. Etajul prim avea 5 coți, etajul 2 avea 6 și etajul 3 avea 7. Un coț înseamnă 45 de centimetri, adică 5 coți, 225 de centimetri. Și noi, dacă vrem, noi, datoria, noi vrem să urcăm la Dumnezeu, dar noi știm cum vrem. Exemplu, să dau un exemplu, templul acesta, noi nu vrem să mergem ușor pe scările aceia și vrem dintr-o dată să ne urcăm. Dar Dumnezeu să ne ajute pe scările aceia să mergem pas cu pas. Aleluia. Și în fiecare scară care ne urcăm, vedem că la etajul primul este 5 coți, la etajul întâi, în mijloc, este 6 coți. Și fiecare scară care te urce înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu te ridică, Dumnezeu te ridică dacă ești căzut. Și datoria noastră este să ne uităm țintă la Dumnezeu. Aleluia. Doamne, ajută-ne ca alergarea noastră să fie țintă la Tine, în numele lui Iisus Hristos. Amin. Aș vrea să mai spun ceva foarte scurt. Cum putem să schimbăm planul lui Dumnezeu? Dacă ești la pământ, dacă ești ceva, cum poți să schimbi planul lui Dumnezeu? În primul rând, tu poți să schimbi planul lui Dumnezeu prin rugăciune. Vedem aici este vorba despre Ezechia, un om bolnav, care Dumnezeu i-a spus că să-ți pregătește casa, că vei muri. Iar Ezechia s-a întors cu fața la perete și spune că s-a închinat Domnului, s-a rugat cu lacrimi și Dumnezeu a mai adăugat 15 de ani să trăiască, lăudat să fie Domnul. Și noi, rugăciunea este foarte importantă, rugăciunea este mai importantă decât slujirea, decât să cânți sau să vii în fața aici să cânți. Dacă citim în 1 Tesalonicenci 5 cu 17, spune: rugați-vă neîncetat. A te ruga neîncetat înseamnă în tot ce faci, în afacerea ta, în business-ul tău, să te rogi, nu să te pui pe genunchi sau să închizi ochii, și pe drum, în călătoria ta, acolo unde mergi, să te rogi: Doamne Dumnezeule Sfânt, pune această dragoste în noi să ne închinăm Ție și să ne rugăm neîncetat în numele lui Iisus Hristos. Rugăciunea este pe primul loc, care schimbă planul lui Dumnezeu. Al doilea lucru este post. Mă amintesc la cetatea Ninive, când Iisus îi spune lui Iona: du-te în cetatea Ninive și spune că cetatea aceasta va fi nimicită în 40 de zile. Iona se duce în cetatea Ninive și îi spune că cetatea aceea va fi distrus. Și poporul spune că a ținut post și s-a căit și
s-a pocăit cu saci și cenuse și Dumnezeu s-a căit de răul care a vrut să-l face. Și spune că nu mai a făcut răul care a vrut să-l face. Tu poți să scrii planul lui Dumnezeu, în primul rând prin rugăciune, al doilea rând prin post. Doamne, ajută-ne la asta. Vă invit să vă ridicăm în picioare, pentru că nu vreau să fiu lung. Și aș dori rugăciunea aceasta să cămăm prezența lui Dumnezeu. Vă spun înaintea Domnului, parcă suntem dormiți în seara aceasta. Mă rog lui bunul Dumnezeu să coboare din cerul, ca cerul să fie deschis în seara aceasta și să coboare prezența Duhului Cel cel Sfânt peste noi. Dacă este o inimă rănită, Dumnezeu să o transformă în seara aceasta. Duhul Său cel Sfânt să mișcă orice inimă. Perica n-ambri o tâmena gadofar. Perica n-ai chelibru o tâmena gadofor. Doamne, umple-le, Doamne, de puterea Ta în seara aceasta, Doamne. Doamne, cercetează poporul Tău în seara aceasta, în numele lui Iisus Hristos, avem nevoie, Doamne, de puterea Ta. Ne închinăm. Doamne Dumnezeule Sfânt, în seara aceasta, Doamne, venim Dumnezeule Sfânt să ne închinăm Ție, Doamne, și numai în seara aceasta. Mă rog în seara aceasta să cercetezi Tu în mandatul să naști puterea Duhului Tău cel Sfânt peste noi. Dacă este o inimă rănită în seara aceasta, Doamne, transform în numele lui Iisus Hristos. Medicanami, o zmena gadova, peribrot zmena gadova, să înțelegeți pe rugăciunea, și paragadova, peribrot zmena gadova, Doamne, Doamne, Tu rămătai cu puterea de Duhul Tău cel Sfânt, Doamne, cercetează în seara aceasta, Doamne, peribrot o zmena gadova, de aceea avem nevoie de Tine, Doamne, Doamne, în seara aceasta. Doamne, lasă Duh de rugăciune această seară și umple-ne de puterea Ta. La timp și de la timp, umple-ne de adevărul Tău, Doamne, în seara aceasta. Lasă un Duh statornic potrivit noi, Doamne, să fie postit înaintea Ta, Doamne, să nu face voia Ta, Doamne. În seara aceasta, îți mulțumim că mai trezești, Doamne, vase. Mai trezești, Doamne, prin oamenii Tăi, Doamne, ca biserica să clopotească. În numele Ca biserica să stea, Doamne, în cap proasă. Doamne, din starea care sunt. Amin.